Salutare, prieteni! Astăzi am o rețetă care am învățat-o de la bucătarul Caican de Râlea. De la bucătarul Caican de Râlea. Așa, și n-am învățat-o de la Olga, de la sora mea, în primul rând. Fac ulei de ăsta de struguri și nu fac ulei de viezuri. Că de ăsta are bucătarul la greu. De viezuri, din cauza asta s-a făcut o tonă 200. O tonă 200, vedeți, prieteni? Uite. Bag de ăsta, că de ăsta nu-i problemă. De ăsta pot să bag oricât. Pot să bag și toată sticla asta. Că e recomandat să mănânci ulei de ăsta. Și uitați aici. Ce bag niște ceapă uite Bogdane ce fac aici. Am pus-o la fier puțin. Stai. Uite-o. Ce e asta, prieten? Asta e rândă. Fac o tocăniță de rândă, ia de puțin mai sus, ca să nu fie aici cuțitul să se... Da? Hop! E înghețată. Da? E înghețată rândă. Da? Ia să vedem acolo că trebuie să pun mâna pe ea. Hop. Tai și tu, Bogdane, că uite, nu poți să o tai. Ia, las că tai. Nu poți să o tai, că înghezată. Păi cum poți să o tai, că ai camera în mână? Ia vino cu acea, las-o la urmă. Hai să vedeți, prieteni. Să vedeți. Bac ceapa. Ca să vedeți tocarea de rânză cum se face. Am învățat de la bucătarul Curalo. O bucătaru care cade Râlea. Da? Așa, uitați. Ceapa asta o las puțin ca să se mai facă puțin. Ia stai să mai iau un cuțit. Am luat cuțitul, îl pun acum. Da? Uite, 3 felii de rânză. Sau să fac mai multe. Hă? Așa? Ia, Olga, tai și tu aici? Da, tu ai încredere, mă rog. Ce? Mi-a distrus. Deci rânza s-a făcut rânza acum. Ia uitați aici. Tai jumătate. Da, prieten, vrea și cuturința să-i plătesc, că mi-a făcut rânzele. Vrea să-i plătesc. Eu nu plătesc, băi, eu sunt șmecher. Ai venit să mă ajuți din propria inițiativă. I-a avut ca să-și facă și ea reclamă. Eu am vrut să fac eu rânzele și ai zis, nu, că a venit cuturința să le facă. Dacă se repăceam, nu era bine. Nu, să-și facă reclamă pe canalul meu. Tu ai zis să faci reclamă. Și da. Uite, vorbește de brăstam acum. Lasă-mă, mă brăstam. Ce înseamnă asta, mă brăstam? O să cadă pe ei. Mă brăstam. Cine mă brăstam, Olga? Cutunița. Care cutunița? Că ai candeliu, ai râlea pe la o bucătarie. Nu mai de dumă. De ce să nu mai dau dumă? Lasă să vorbească, pe capul ei să vorbească, ea cu bucătarul. Să vorbească? Pe capul lor. Să vorbească, bă, capul lor! Deci, prieteni, toată lumea care... Mai vă rog, și tu, Bogdan, vă rog să-i dați raport lui bucătarul, dacă mai vorbește despre mine, să-i dați raport. Să-i închideți contul de YouTube, pentru că bucătarul se folosește de numele meu. Să nu mai vorbească nimic de mine și să-ți vadă de treaba lui. Că el a zis că nu-l interesează YouTube-ul, a zis că nu-l interesează de voi. Că v-a mințit destul de barupt. Păi chiar el a făcut treaba asta. Deci bucătarul
este un nemernic. Deci bucătarul este un sărac. Nu are cum să ajungă niciodată la nivelul meu, de la scară la 1 la 100 și la numărul 1, 2. E jos de tot. Ia cum a fiert curând, dar bine a fiert. Ce? A fiert. A fiert orga? Păi bună și fiertă. Olga, lasă așa, nu mânca rânga. O să bag doar câteva feriuțe. Uite, iar ai schimbat subiectul. Ia, doamne, ce bună e, mănânci tu păpirii. Da. Nu e bine că nu te mai măriți. Mă, nu sunt măritată cu Bogdan. Nu ești măritată. Până văd actele, îți spun că ești măritată. Da. Corect, cu acte. Așa, Bogdan, și tu tot da. Păi da, cu acte. Bogdan, ce nu mai vorbește nimic. Păi da, el are... Bă, da. Zile, man, că ești acolo, mai vorbește și tu cu el. El are acte cu Dana și uite, acum nu este cu ea. Aia e treaba. Și voi sunteți, dar în curând... Noi suntem, da. În curând nu o să mai fiți. Ai înțeles, Bogdane? Nu o să mai fiți. N-are cum. Că uite, ia uite ce ciorbă a făcut Olga aici și îmi ține găina asta de o săptămână. Stați cu o scot afară. Las-o, las-o acolo. Eu vreau să dau la câini, prieteni. Prieteni, o dau la câini. Ia uite-te, îmi ține oala ocupată. Uitați și voi găina. Uitați cum își bate joc de mâncare. Pune acum la saramură. Ia, uitați cum își bate joc de găină, de mâncare. Un, ce mai pune? Ca să o ia stomacul acum? Nu o ia, nu. Păi ce nu ia, nu ia? Carne de pui nu te ia stomacul. Bogdane, a, nu te ia. Da, păi are salmonelă. Face salmonelă. Zabodi. Uite. Facem aici prăjeală de ceapă și băgăm aici la tocăniță, facem de rânză, prieteni. Doar ceapă folosiți la rânză, doar ceapă. Dacă n-aveți rânză, apelați-vă la mine și vă dau cadou degeaba câte o rânză. Nu fac ca bucătarul 70 de euro, 100 de euro. Ați înțeles? Cam ieftină la 70 de euro. E cam ieftină. El a luat un milion la costat. Are Olga, a zis că ne face mai încolo. Ne face o fasole. Da, o fasole cu ciolan. Prieteni, în curând. O să filmez ca să vedeți. O să sun la 112 să meargă să lea pe Ion. Că Ion e nebun, e dilo. Și să meargă... Cum îl cheamă? Cu cămașa de porță să lea pe Ion la spitalul de nebun de la bucătar. Păi nu mai are atunci muncitor bucătar. Nu contează că nu mai are muncitor, dar o să sunăm la 112 ca să lea pe Ion. Să meargă să lea pe Ion spitalul de nebuni și să-i facă o verificare să vedem dacă e nebun sau nu. Ați înțeles? Am ținut destul la Ion că e fratele meu, dar trebuie dus la spitalul de dile. Trebuie dus că n-avem cum să facem așa ceva. Trebuie să-l ducem pe Ion la spitalul de nebuni. O să mă duc acolo să-l vizitez. Pentru că a sărit și el în apărarea lui bucătarul. Zice că a făcut bucătarul pentru el, că a făcut nașul Marian. N-am mai făcut eu ani de zile, 20 de ani, 30 de ani. A făcut bucătarul și a făcut Marian nașul, că i-a dat un training. Și eu i-am dat training-uri, haine toate care le-am adus de la pușcărie, le-am dat lui Ion. Și ăla l-a dat galben ca să îl pună lumea în seamă sau cum, să vadă. Nu mă interesează ce i-a dat Marian. Galben. Nu mă interesează. E vorba că Ion trebuie dus la spitalul de nemuri. N-am cum să mai țin că reprezintă pericol pentru Strehaia. Reprezintă pericol, pură de la oameni, să-mi bată. Când să-mi bată, pură. Eu l-am luat până acum pe angajamentul meu de la toată lumea care a furat. Am zis să-l lase în pace, le-am dat eu banii înapoi. Dar Ion Diloaica trebuie dus acum la spital. Voi suna la 112 în direct și voi filma, prieteni.
ca să vedeți și voi cum îl preia salvarea pe Ion. De la bucătarul de acasă. Ați înțeles? Îl aduc acum. Olga, da. Ia telefonul tău să filmez, că o să sun la 112 să meargă să lea pe Ion din Loaica. Hai, îl trimite. Am zis să lăsăm acolo. Trebuie să iertăm, ca să fim iertați. Și cu tu la obiecte Dumnezeu. Dar trebuie să te dau și pe tine la, la spitalul de nevoie. Hai, lasă-mă. O să te dea ei pe tine. Îți pui mintea cu săracii ăia. Da. Cu săracii ăia care nu știe ce înseamnă școala veții. Care n-au fost umbrați. Ia, ia trage ăsta de aici și nu mai n-au fost umbrați pe niciune. Au stat numai în coteț acolo, în cocină. În care coteț? În cocină lor. Serios? Da. Oule, ia, ia. Ca porcii ăia când le scoți și intre înapoi în cocină. Serios? Da, le scoți să le dai la suprafață și după aia intră în cocină, înapoi în mocirlă. Înțelegi? Doamne, eu nu știu, ia vedeți. Că tu te pui cu cutunița, cu bucătarul, merită ăia să vorbească cu tine. Asta facem, da, ai dreptate. Ia că sună patroana. Pe cine? Pe Orca. Ia vezi Orca. Da. Că ce sună, ești căutată. Cred că s-a dus... Ia. Cătălin în sat. Da! Mai cine cu ceapă? Cata de mai brăză. Lasă-mă cu coșacarele tale. Ce faci cu găina ta? Cu găina asta am scos-o să vadă lumea. Ia să faci saramură. Să vadă lumea ce ai făcut. Saramură de găină mai faci? Da. Păi dacă n-am mâncat, tu ce să te gândi? Păi dar de ce nu mănânci tu? Că tu ai făcut-o. Stai că mănânc. Eu când fac mâncare, ai văzut că o mănânc toată. Trebuie să vezi că o mănânc. La gunoi. Nu, nu, nu. Nu! Lasă-o pune într-o pungă. Nu! Într-o pungă și o dai la câini, hai! Care sau la oameni amărâți, hai! Da. Nu, încearcă să faci o faptă bună! Bravo. Nu se scap repede! Aaa, vine Cristi Marin și-o vine Cristi Marin, da. Da. Și-o duce la animale, unde duce da. Cristi Marin. Arunci găina lui doamna Stella. Dacă n-a mâncat-o nimeni. Aaa, păi vezi ce faci acum cu doamna Stella, vino cu Dane coace. Ca să arătăm aici la lume ce facem cu tocarea asta de rânză. Eu vă arăt cum făcea bunica mea Lucica și bunicul meu Stelică. Așa făcea. Așa făcea rânza, prieteni. E, vedeți? Așa făcea rânza. Ia aici. Bag în bulion niște apă. Am pus așa. Ce mașa, da, se pune tot la frigider. Vine, vine Cristi. Se pune tot la frigider. Hai, da. Ia vedeți ce am făcut aici. Așa am pus în punga asta. Așa. Păi da, Olga. Păi da, că n-am loc de tine. Păi haide să dăm, să punem asta, să vină Cristi. Să ce dăm vine? Găina asta. Care găina? Să-l sunăm pe Cristi să vină. E. Unde e? Ce? Uite, nu mai ai cerici de uștean. Aia, vegeta mea unde e? Te-am auzit? Unde e vegeta? Hmm? Ia că am mai găsit al leuștean. Ce faci? Ia, vegeta unde e Olga? Care vegeta? Vegeta aia ta care... Da, aia de a ta, nu de a ta, nu e a ta că... Asta e. Ia. Secretul gustului. Secretul gustului, ia să vedem. Nu punem multă. Ajunge? Ajunge, gata. Nu punem multă. Să nu punem multă pentru că... Ia mâna, ia mâna! Păi nu strica rețeta mea tu! Păi nu că s-a de aici. Păi da, să arde Olga, dar e problema că e rețeta mea. Da. Ai înțeles? Și nu pune mâna și tu. Că vă arăt eu o rețetă. De vă mânca și degetele acum. Aolea. Ai înțeles? Și nu poți care. Olga, să vedem, să vedem. Ce? Nu, să sun la 112. Nu.
Haideți să sunăm. Păi ce vrei să mă duc eu la poliția cu să mă duc? Nu, să mă ia pe mine. Alarmă falsă pe numărul meu. Nu, să-l iau pe Ion Dileu. Nu falsă. Și tu ești tot așa. O să sune să te dea și pe tine să te ia. Da, să mă ia. Pe mine trebuie să ia pe frate meu. Hai, pe Ion, e fratele meu, Ion Vitreg, unde l-a ținut tata, l-a crescut. Unde mai e fratele tău? Numai că este acum la bucătarul acolo. Lasă că e bine acolo la bucătarul, mănâncă și el. Nu mai e fratele tău, gata. Ce mănâncă și stă de spalat? Ioane, te rog frumos, du-te la mama acasă și stai cu mama. Că-ți dă mama de mâncare, ai unde să dormi, du-te la ea acasă. Da, acolo da. Tu la putunița și la bucătarul. Ajută pe patroana, da. Du-te la patroana. Gata, se duce la patrona. Nu se duce niciodată. De ce? Păi cine ești tu ca să-i dai ordine lui? Păi eu sunt sora lui. Păi și nu te bagă seama. Mă bagă seama. Nu te bagă, uite să vezi că nu te bagă. Dă numărul lui să-l sun. Păi ce, îi dau numărul lui, dar dacă nu se duce, să vezi te faci de râs acum. Ai înțeles? Te faci de râs, Olga. O să faci râs la cuculețe, ia mâna. Asta, ia periță, mai e periță. Am luat-o. O să fac cu bulețe, prieteni. Vedeți? Vezi, la șatru pun felin treji. Eu m-am învățat să pun. Eu de asta curăț asta. Eu fac cu bulețe, prieteni. Eu de mare periță. Dar știi că la șatru pune felin treji. Nu, tu bine ai făcut, de gândit. Lasă, mai bine așa. Vezi? Lasă la șatră, lasă-mă cu șatra. Schimbi tradiția asta noastră. Nu schimb tradiția, eu. Ia, pune-l pe Ion Diloai ca să lea cămașa de forță, ai înțeles? Dar mă gândesc că sună ăștia și te ia după mai bine aia. Mă duc eu în locul lui decât să-l trimiți pe păi, stai liniștită că sună bucătarul și te ia și pe tine. Păi nu, ai vreau înțeles? Să-l ducă Ion, mai bine mă duc eu în locul lui. O să te duc sigur. E fratele dacă, meu. Ce dacă, dacă mă duc și bine? Dacă lea pe Ion Diloai, lea și pe tine. Mă duc și bine. Te faci de râs cu lumii proastă. Păi decât să-l duci pe Ion. Stai puțin, unde se duc pe Ion? Unde duci pe Ion? Eu nu duc pe Ion, Ion acolo merită. Merită, prieten, locul lui acolo e. Nu, locul lui e la bucătar, cum să fie acolo? Păi nu, locul lui e la... trebuie să fie... Chiar ai făcut rețeta râns așa cu buri. Da? Da. Până acum n-am văzut o cană cu buri de râns. Vino cu ace, Bogdane. Ia. Că uite, o băgăm în prăjeală puțin, ca să... facă puțin. Așa? Da. Nu știu, Ion. Uite, vezi? Specială. Da, uite, ca să o fac așa puțin. Vedeți? Vedeți, prieteni? Uite, facem rânza așa puțin. Ca să prindă și ea un... Gata, acum mai lăsăm câteva minute. Orga, dar n-am prosopul ăla lui Bogdan. Unde sunt? Ia uite. Că râde bucătarul de noi, pă uite, e... Păi de ce ne-ai amestecat și tocmai? Păi de ce te-ai băgat? Cum te bagi în teamă cu Ion? Să pun și o rețeta ta. Du-te la spitalul de dine. Să nu pun și o rețeta. Haide, lasă-mă. Nu mai încurca aici, Sora, nu mai încurca. Te descerci cu mine să le pui parte. Stai că ți-arăt eu să-i acum. Ce-am făcut? Hai, îmbracă-te și du-te după fasole. Hai că nu-ți vine fasole la... Să-ți aduc fasole eu la... Am zis prosopul ăsta, cum ștergi cu el? Dacă îmi trebuia mie să mă șterg pe mâini. Uite ce ai dat cu el pe acolo. Doamne Dumnezeu! Ia asta de aici cu o spacă. Doamne Dumnezeu! Doamne Dumnezeu! Porca originală! Să vină Mihail o dată, nu mai vine. Nu mai vine Mihail, vine peste o lună. De ce? Are vacanță? Are vacanță. Am luat-o singură. Să știa la păi a luat vacanța singură, Mihaela. Da. Trebuie să te întrebe pe tine, Mihaela. Da. Da. Dă-mi telefonul tău să sun, hai. Unde te sun? La 112. Nu sunt. Hai să-l ia pe Ion Dileu. Mai bine să... Lasă-l pe Ion Dileu. Mai bine o trimite să o ia pe Mihaela să o aducă la București, arba. Nu. Hai să sunăm să-l ia pe bucătarul și pe bucătărița. Nu, mai bine pe Mihaela. Dar mă gândesc la Leuțul, la primul meu, că... Bogdane, mă gândesc la Leuțul, la fratele meu, că e vorba că mă gândesc că rămâne singur. Păi ce treabă are Leuțul cu Ion Dileu? Nu, cu bucătarul. Cu bucătarul? Da, e vorba de finuțul tău, de Leuțul. Da, de Leuțul. Da.
să pune asta? Sau mai așteptăm? Mai așteptăm un minut, două, dar problema e că nu știu, că cred că apă e foarte puțină apă, trebuie să mai băgăm apă. Da, e cam puțină, da. Ce? Ca să... să facă, să piarbă ca lumea. Păi sau ăla, da. Păi sau că te-ai băgat iară peste mine ca să... Ce-ai făcut acolo cu ciorba? Ciorba mea. Păi și de ce n-ai mănâncat? Să spun asta. Dar de ce nu mănânci? Ha? De ce nu mănânci? Ia să vedem că mai băgăm apă, prieteni. E, băgăm un castron plin. E bun acum, Bogdane, nu? Ia să vedem dacă e. E bine, nu? Da. E bine la tocana asta. Trebuie de... să luăm sârme din aia de vasă, să spălăm crătițile, uite. Du-te și ia-ți, Olga, nu ne spune nouă. Că tu ești femeie în casă. Și tu trebuie să știi. Auzi că noi furăm din acasă, avem da, bani. Da, da, asta, dar Dana... Din acasă că avem bani, bucătarul și cu butunița vrea să se pună cu mine, cu Olga originală. Zice că furăm noi. Când am furat noi? Ia fură găinile din sat, ia fură vechiul. Unde? Că se duce după fierul ăia. Hai să fur adevărul, că ai furat pe bune. Ce-am furat? Păi eu știu ce ai furat, ai furat. Ce? Aha. Pe Bogdan l-am furat. Că bucătarul știe. L-am furat pe Bogdan. Lasă că cum l-ai furat, așa pleacă. Dar știi că vroia cu tunița să dă la popor și Dana. Pe bune? Cus că mi-e dă. Nu cred. A venit Dana. A, are numărul lor deja de telefon. Păi știi ceva? Vroia Dana Cruz ca să vorbească cu Bogdan. Nu. A venit după el la Craiova. Da, a zis că e pe o lavă scrisă, da. Aia lantă cu diță da, și vroia cu Bogdan da, să vorbească. Da, vorbească. Da, tu nu ai de vorbit. Cuscă la surațeri. Da, singură. Ce? La surațeri pe Bogdan. O să sună acum să te ia ăștia în locul lui Ion Dileaua. În cămașă de forță. Păi cam asta cauți tu. Vă spun adevărul. Stai să dau eu telefonul să te ia. Dana Cruz că mi-a... A venit la Craiova cu Anca să-mi aducă Adidas. Să-mi aducă Adidas. Și eu m-am dus să iau Adidas și a zis că căte bolnav la spital, că a spart capul și că e la urgență. M-am dus după ei la urgență și a venit și fiesa la Andreea Codurea Mânsoa și a venit acolo. Eu am stat cu ei de vorbă acolo, i-a luat pe Bogdan mai departe, vină Bogdan să vorbim și l-am lăsat să vorbească. Și ce crezi că cerea numărul de telefon? I-a dat Bogdan numărul de telefon să-l audă Olga, auzi? Da. Am luat numărul de telefon să vorbească cu Bogdan, am să se întâlnească ea cu Bogdan care are permis și mașină. Bine a făcut. Să se întâlnească cu Bogdan. Bine a făcut. De ce? Păi Dana originală. Dana de aia, da. Cuscă mea. Nu știi că e originală, că e cuscătă și atunci e originală. E cuscă mea. Da. Și să-l ia pe Bogdan. Da. Cred că da, acum, după ce vede vlogul ăsta, cred că dă Dana la cămașă de forță să te ia de aici. Da, 100% o să te ia. Nu dai să sun pe eu. Dar de ce ai dat numărul lui Dana? Dacă nu spune Dana să te ia, să vezi. De ce ai dat tu numărul lui Dana? Păi nu mai mă pune pe mine în treaba ta cu cruscă ta, da, cu Dana corect, și cu nasa. Nu mai pune pe Nu mai mă pune pe mine. Dar ea de ce vorbește de mine? Da. Olga. De ce a zis că am fărâmat telefonul lui Dana? Trebuie să plătești. Păi și cum plătești? Păi știe toată lumea că l-ai fărâmat, că ai zis tu cu curea ta că l-ai fărâmat. Păi să ia banii acum pe 22 să iau telefonul. Da. Ce faci? A stat telefonul de Darius fără telefon în 2 săptămâni? Asta, dar de ce nu i-a luat? E, hai dă-mi să sun. Că e săracă. Îmi dai să sun. Ce? Să sun la 1-2. O să sun pe Dana. O să sun pe Dana. Pe a mea? Nu pe a ta. Pe originala de la Strea. Mă crezi că ta spune. Da. A, Dana, uite rânză că ție-ți place. Dana mea criminală, vezi? Uite rânza care îți place ție, Dana. Și îți fac salată de roșii și cu cartofi prăjiți. Hai, lasă supărarea și... Păi cum vorbim să vorbesc cu Dana, cu mamă ta. Și lasă brăjeala. Lasă brăjeala, Dana. Că noi ne iubim din cauza asta. Ce vrei acum? Am vorbit și eu, asta e. Iartă-mă. De ce a luat ea numărul lui Bogdan să vorbească cu el? Când a venit la Craiova. Nu știu. Nu am văzut. Că e prea frumos în Bogdan. E Dana originală, ia auzi, că e Dana originală. Da, e originală. Da, da, da. E originală, păi da. Păi de unde a ajuns ea originală? Hai, lasă-mă, vorbim și mai încet, așa că am treaba aici cu rețeta. A?
Prieteni, de ce vii după hai că avem mâncare, hai că dăm la cămaia. Auzi, dacă vine după fuge iar din șatră. Hai, da. Ia vedeți. Nu te primește reu. Ia vedeți ce e aici, prieteni. Rămâi cu mamă ta. Acum trebuie să scade, nu? Păi da, dar mi se pare cam prea puțin. Lasă-o scade, că nu-i cotează. E, vezi? Mănâncă rândă, face rândă. Gata, merge banda. Dacă mă vede patrona că mănânc și Luci... De ce am vorbit? Păi ce numai bucătarul că-i candelă trebuie să mănânce rândă. Mănânc și eu rândă, băi bucătare, tu mai ai de trăit două luni. Eu mai am 20 de ani. Gata, merge banda. Oh, nu mai șterge. Cu ce mai șterg pe mâini? Vezi că mai ieleau mâna. Uite cum mănânci. Închide și tu gura când mănânci. Da, te mănânc pâine goală. Păi nu se mănânc cu nu mai răbdare. Pâinea goală. Păi vă năferi pe rânda. Păi uite asta. De puiul care e acolo, la tău, găina. Șterge-te pe asta, rămâi. Găina, aia e curată. Să nu mai curăm. Lasă telefonul să sun. Să ia pe Ion din leaua. Da. Sună tu mai repede de acolo dinspre Haia, sună 112 să o ia pe Anca, pe cumnată mea. Salvare, decât să o ia pe Ion din loc. Auzi, să sun să ia pe Ion din loc. Dici ce-a făcut Ion din loc, că-i sub fratele meu. Fratele tău, ai văzut ce-a vorbit de tine? Să sună să o ia pe Anca, ai văzut ce-a vorbit de tine? Ai văzut ce-a vorbit de tine? Ce? Cât ai dat la el, auzi, când a dormit aici? Doamne! Au făcut depresie toți. Pe bune, trebuie să-l ducă la spital, dar prima dată pe Ion. Tu ești cea mai cuminte dintre toți noi. Dintre noi tu ești cea mai cuminte, adevărat? Dacă eram acum să mă duc la Dana originala, să iau telefonul ei, să șterg numărul lui Bogdan din telefon, păi trebuia să iau mașina ta să mă duc la strada. L-a sunat ieri, l-a sunat ieri pe Bogdan. L-a sunat ieri? Da. L-a sunat. Ieri te sunat? Da. Ieri l-a sunat pe Bogdan. Dar știi că ea și cu Bogdan, cred că bea... Unde mă sună? A, aici cu ea cu Bogdan. Da, nu. Le place băutura. Nu, sunt împreună. Nu, că de-aia se ducea el pe aia. De-aia se ducea el pe aia. Și acum nu mai primește. E geloasă pe el. Nu, a venit pe la Cocoșa. A venit pe la Cocoșa. Are permisă de mașină, nu? Eu cred că, Olga, că tu cu Ion Dileaua o să vă văd în cămașă de forță, de curând. De curând o să vă văd. Băi, de nou sună bucătare, da. Joia, pe Mai vorbește tu mult că suntem atât și atunci n-am ce să-ți mai fac. Anca, știi ce a făcut cutunița? Da. La brătăma pelea o să rămână rânzele lui cutunița de capul ei. Să-i dăm de-o pomană, auzi, din rânzele ei. Îi dăm lui cutunița! Așa un mulou bucătarii, Roma! Mulou bucătarii! Odel de ertilles! Odel de ertilles, bucătarii! S-a dus tona hedui și la... vorbești cu nașul, cu cineva, a avut o tonă 200. S-a dus, Dumnezeu să-l ierte. Auzi, oficiala, încă nu vorbește cu nimeni, auzi. Da, problema e că maică ta l-a luat pe Bogdan. De ce l-a luat pe Bogdan? Doamne, dar aude nase, cum spune... Dacă aude nase, mă duce la... spitalul nou. La spitalul nou te duce nase, dacă aude. Până nimerește, așa un doamne ferește până nimerește. Ai văzut, Bogdan, că zicea, nu mai spune de ea, are cum ea parte. Ai văzut, Bogdan? Păi de-aia pune parte, nu, îl cunoscă mea, originala. Bă, frate. Da, na, originala. De ce telefon sunăm, frate? Păi avem numai de ea și sună de pe Olga. Nu, de la acasă șterge numărul de telefonul lui Bogdan. Acum. Ia, sună la 112. Ce s-a întâmplat? De sună. Ce? Ce? Al dracu să pui de n-ar fi bine să te trimită pe tine, bucătare. Să mă trimite pe mine decât să mă ducă Ion. Cum să te trimită? Cum să se ducă Ion, fratele meu? E nebun, cum să se ducă? Acolo e locul lui. Și al tău e tot acolo. Auzi ce spune? Locul lui e la patrona, du-te repede la patrona, Ion. Auzi ce spune cu bucătarul acolo, știi? Îl cheamă bucătarul și spune, ia spune tu Ion de Stelică și spune, auzi Stelică? O să vii tu acasă să stăm de vorbă. Ion Dileaua, ai auzit? Să zic că de-aia ar trebui să ia forța. Telefonul meu nu mai dă mâna pe el. Eu am pus mâna pe telefonul tău. Nu, balenu! Când vorbești cu Dana, fii din ala. Ia să văd eu și ce ai făcut în cradiță. Ia ce ai făcut în cradiță. Ia ce s-a. Îmi faci și tu, uite cum ai făcut găina aia.
Ai făcut găina, du-te la somn, Alena, hai! La somn, hipopotanule, bine ți-am zis! Cu ce mă părere, nu ne-a dat telefonul, dar să sunăm... Păi îi pare rău de frate sau de Ion. Să sunăm de pe telefonul tău, Bogdane, cum facem? Păi nu știu că nu... E cartela oprită. Păi cum e cartela oprită? La 112 cred că merge pe cartela, da? Încercăm. Ia de la mine. Ia să vedem. Ia de la mine și încercăm, că vorbesc eu. Haideți, prieteni. Păi trebuie să-i dai adresa de acolo, de la bucătar. Haide, că-i dau adresa. Sună la 112, hai. Și dai mai tare. Hai să vedem. Să închidem și geamul ăsta. Ioane, pregătește-te, Ioane, din Leoa, că ești cu tăi după. Ia să vedem. Ia. 112, hai. Cred că merge, nu? Zic că trebuie să meargă. Băi, e imposibil, nu? Ce? Ce se întâmplă aici? Nu merge? Stai că nu e Simon. E problema, dar cred că și Părăsim ar trebui să meargă la 112. Da? Da. Ia vedeți la tocănița cum se face. Să pace tocara, prieten, tocăniță. Tocăniță de rânză. Ia să vedem să ștergem. Dar să ștergem cu prosopul ăsta care nu-l avem. Ia, Bogdane, sună? Încercăm. Merge? Dar mie îmi pare rău de Ion, dar... Haide, mă, lasă, nu-ți mai pare rău. Îți pare rău de bater crucea și tămâia. Dă-i să se îmbețe minte și eu să nu mai deschidă gura să vorbească de mine el. Că l-am ținut 20 de ani. L-am ținut și 2 ani la pușcărie. Și am auzit că mai face și pururi pe mai fură pe la oameni pe acolo. Ce faci? Mai fură pe la oameni? Da. Oricum riscă pușcăria în fiecare zi. Dacă nu erai tu acolo, era jale. Oh, era jale cu el. Ia că sună. Fiți atenți. Ia, na. Sună. Ia, vreau să sun eu. Ia să vedem. Alo? Bună ziua, ia stați puțin să dau puțin mai tare. Să dau puțin telefonul mai tare, stați puțin. Da, o să vorbesc și eu un pic mai tare, vorbiți normal la telefon. Da. Mă auziți? Mă aud foarte bine, spune șeful ce-am. Da, șeful. Șeful, am și eu o problemă în orașul Strehaia, județul Mehedinți. Pe ce stradă? Pe strada Siret, numărul 6. Da, la curte, Dumitra Ionuț. E fratele meu Bitreg. Și are niște episoade de astea de nebunie. A fost vreodată internat la psihiatrie? A fost mai demult, dar acum de curând nu. Este agresiv în acest moment? Cam da. Ce vârstă are? 40 ceva. A lovit pe cineva astăzi? Sau... Astăzi nu. Astăzi nu, dar pace urât. Adică omul e nebun, Mihai e o stelică. Am înțeles problema dumneavoastră, v-am făcut legătura la 112 Mehedin și să nu închideți telefonul, dar să vorbim mai departe. Da. Da, vă rog. Mulțumesc mult. Să trăiți. Ia unde iau acum, e pe... Alo? Suntem în așteptare, da? Acum așteptăm. Așteptăm, ok. Da, da.
Alo, să rămână, doamnă. Alo. Da, domnul, pe strada Siret este Dumitra Ionuț, care este cam agresiv, dar eu zic că e nebun. Eu oricum am mai făcut o sesizare odată lui mama și... Așa, ia spuneți, ce face în momentul de față? E la domiciliu? Da, e la numărul 6, la lucrează la cineva acolo, așa. La niște țigani. Unde este în momentul de față? E la domiciliu? Nu, e la numărul 6, da. Da? Da. Și e acasă? Nu, e la cineva, la niște țigani care lucrează acolo la ei. Dar e agresiv. Păi și lui de unde loc? La numărul 6, strada Siret, numărul 6, acolo e. Acolo e și agitare, da, 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 da. Da? Da. Vă rog să luați și jandarmii cu dumneavoastră, că e agresiv rău. Da, o să vă fac legătura să vorbiți cu poliția. Spuneți-mi de unde e strada asta, Sire, cu punctele fermă. E lângă liceu, chiar lângă liceu. Lângă liceu, da? Da. Să nu închideți, vă rog mult de tot să vorbiți și cu poliția, colegii de la poliție, da? Da, da. Bine, trebuie să răspundă colegii de la poliție, să vă fac legătura. Unde, la poliție, la Strehaia sau la Severin? Nu, poliția la turnul Severin, despre da. Da, 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 ok, mersi. Da, mersi, mersi. Ok. Alo? Am primit și eu echipajul acolo, o să ajung în cel mai scurt timp. Da? Ce faci acolo? Păi ce faci? Păi, dar stai furii și mă filmezi? Că îți dau cu telefonul în cap. Păi, dar nu pune tu pe aia. Nu pun. Dar de ce să le fiu? Să-ți ia și pe tine. Alo. Ia vezi, s-a închis? S-a închis, da. Deja a trimis, trimis, gata. A trimis, mă arăt. A trimis echipajul. Nu, dar Ion, ce-a zis? Eu? Poate ai dreptate ce ai făcut. A. Eu ziceam să nu sun. A, da. Bă, frate. Iată, să vadă și pare ce-a spus. Ce? Cine? Care ce să povestească un nebun? Nu mi-a ascultat ce povestește un nebun. Să dea cu susemnatul la 112 și la cămașa de forță. Ce? Ce, l-a ascult pe Ion? Pe Ion Diloica? Care a dat declarații la poliție de 4 ori, declarația schimbată, ca să inducă poliția în eroare. Ce Ion? Ion Diloica, dă-l dreacu. Ce, Olga? Plângi pentru... Mergă la pușcărie, omul ăsta. Plângi pentru fratele tău. Prezintă pericol pentru... Pentru da. Comunitatea din Strehaia. De să nu se ardă rânză aia, lasă pe eu. Prieteni. O să rămânem bucătarul fără Ion. Lasă, nu contează, oricum nu-i pare rău de el. Nu se duce după el dacă e nevoie. Să meargă la Severin. Uitați cum a ieșit rânza. Vedeți, prieteni? Tocănița asta de rânză, doar cu ceapă și cu rânză. Ia să văd dacă... E puțină. Puțină se arată, dar e vorba de... Uite, mai bine să bag puțină apă. Mai băgăm o dată. Păi nu știu. Păi da, ca să nu fie sărat așa. Ai înțeles? Am mai adăugat niște apă ca să nu fie sărată, prieten.
Gata. Bogdane, prieteni, haideți că mai revenim ca să iau înregistrarea de la Bogdan. Mai revenim imediat când se termină rânza. Mi-a făcut doamna legătura. Pe Siret 6, eu sunt la București, dar am sunat acum că m-a sunat cineva de acolo și Dumitra Ionuț e foarte agresiv. Om a mai fost internat la nebun mai de mult. Păi și să iei cu cineva la poartă, că nu știu... Păi dar nu știu dacă este șeful cineva la poartă. Mergeți acolo la poartă, la Strehaia, numărul 6, lângă liceu. Că eu nu sunt eu. Poftim? Da, 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 acolo, Leo, eu sunt Leo de la Strehaia. Eu știu cine e, da. Și ăsta e înăuntru? E înăuntru, e unul care lucrează la mine, era fratele meu de mult, de 20 de ani. Da. Poftim? Era prin oraș, mai înainte. Păi eu știu că era acasă acum. Păi da, dar trebuie să fie cineva, că ați putem intra acolo. Păi e cineva, e acolo cineva, dar nu pot să-i sun, că n-am numărul. E cineva acasă. Hai că uite, ne ducem acum, noi suntem aici. Ah, ok, mersi. A zis că se duc, acum să vedem. Dar să vedem că nu pare mișto. Păi cum mișto? E într-adevăr. Cum să fie mișto? Acum Ion, te pregătești, Ion... Ion Diloica, transmite. Ion Diloica, da. Ne pare rău că lași pe bucătarul fără omul, dar ce să faci, Ion Diloica? Asta lasă să meargă la spitalul de dilețe, de el să dea cu susemnatul acolo. Ce cauți ai agătat? Să răspundă pentru furturile care le-a făcut Ion, cât a furat la Cosmopolis aici, a furat din curțile oamenilor. Păi, dar ăia nu au treabă cu ăștia, cu cămașa de forță. Ba da, nu au treabă cu cămașa de forță, dar vine aia cu sesizări după aia. Îi fac plângeri și fac și eu sesizare și plângere. Că mi-a furat Ion galben, bani, mi-a furat de toate din casă. Nu mai, acolo înțeleg, 100%, nu-i mai de drum. Nu-i de drum. Aoleu, Doamne. Hai bine, să fie cu noroc pe Ion. Să-i duc o... Să fie cu noroc, să nu-i mai dea drumul, să-l țină acolo. Da, Luci, tu m-ai pus ca să le ia poliția pe Ion, ca să le ia cămașa de forță. Tu m-ai pus să sun la 112. Chiar îți mulțumesc, Luci, că te-ai gândit foarte bine să le ia pe Ion... Pentru că a distrus orașul, pură din oraș, să-mi bată, să ceartă cu toată lumea. De chiar, Luci, mulțumesc că m-ai pus să-l sun la 112 ca să le ia pe Ioane Dileaua. Chiar mulțumesc, Luci, sora mea. Ia vino acum, Luci, ca să ia vino puțin Bogdane cu Luci. Ia să vezi ce fac să mănânc, Luci. Rânză de aia de care mi-ai trimis tu. Vezi? Am făcut o tocăniță de rânză. Am făcut o tocăniță de rânză, de aia de care mi-ai trimis tu. O să vedem acum când o să fie gata, cum iese. Am lăsat-o să mai fiarbă puțin, pentru că am mai băgat puțină apă, ca să nu fie așa de sărată. Și mănânc și eu acum o farfurie. Da? Uite, sunt aici cu originala, cu Bogdan, și cu Olga, cu sora ta, cu originala, care pleacă în Germania. Da, da, ea îi pare rău de Ion. De cine? De Ion. Vino Bogdane mai aproape, vrei să spun să te cheme Bodica pe la lui Bianca Drăgușanu? Mai că l-ai botezat pe Totorinu, gata. Păi nu pe Totorinu, dar să spun Bodi, nu de Bogdan, nu vrei? Nu vreau să-ți mai schimb numele, gata. Nu vrei, de ce? Aoleu. Dar originala și l-a schimbat, că nu mai cheamă originala. I-a dat numele lui Dana, aia e originala. Lui Dana, ia, da. vedeți aici. O mai las sau o las cu tocana așa mai multă, prieten? O las cu tocana mai multă, Bogdane. Nu? Da, mai lasă câteva. Mai las câteva, mai las puțin. Olga! Porca! 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 Mă, porca nu e aici. Ce facem dacă orca nu e aici? Da.
Ia să vedem, prieteni. Ia să vedem. Uitați, asta este rânza. Da? Am oprit-o. Deci am oprit-o. Trebuie să caut-o asta. Și iau o parcurie. Hai să iau una mai mare. Ia să vedeți și voi, prieteni. Ce a ieșit aici? Ia să vedeți. Ia vedeți ce a ieșit aici. Are ulei de ăla de măsline. Nu de măsline, de struguri. Uite ce am făcut pe așa. Ia. Firmează aici. Firmează după masă acolo. Bogdane. Da? Da? Bogdane, da. Vino cu acești și firmează aici. Avem puțin ulei aici de struguri, dar nu-i problemă, că ulei de struguri putem să mâncăm până mâine. Dă-te mai în spate să mă filmez cu totul și pe mine. Ia să vedem. Uite, să vedem. Cine te mai spune? Nu știu, tot aia sunt. De la unde ai sunat? Da. Ia să vedem. Dă-i. Ia. Yeah. Alo. Alo, domnul Mihai, bună ziua, de la Salvare sunt. Da. Spune-ți-ne că nu dăm de caz, unde este și ce s-a întâmplat. Păi da, unde? Nu e acolo la numărul 6? Acolo era omul. E nebun, am mai fost de internat la spitalul de nebuni. Păi, dar nu știu, șeful, că nu mai găsiți, dar e vorba că e acolo, poate a fugit. A, mai fuge așa de acasă? Păi, dar fuge, e nebun pe bune, e ăla Dumitra Ionuț, Ion Dileaua, eu sunt Leo. A, Leo, da. Da, șeful, dar a fost la mine, el a fost la mine, l-a luat tata, l-a împiat acum 20 de ani. Da. Dar omul e nebun, întreabă toată poliția despre haia, mai fură de la oameni când se îmbată, bea, băutură. Eu sunt la București acum, tocmai din cauza asta e că n-am cu ce să vă ajut. La ce să spun, dacă îl găsim, ne reapelați. Păi da, dar eu nu știu dacă pot să-l găsesc, poate aflu mai târziu pe unde e. Dar i-a întrebat la poliție, că a zis că l-a văzut prin oraș. Păi poliția-l căuta. Poliția-l căuta, dar de unde știați dumneavoastră că e agitat? Păi cum de unde știam că e agitat? M-a sunat cineva. A, m-a sunat pe dumneavoastră? Da, m-a sunat pe mine. Că tot ce se întâmplă acolo am plătit pentru el, că a furat de la oameni. Aoleu. Dar puteți să-l luați, domnule, să vedeți, să verificați, că chiar e nebun. Păi da, dar dacă nu punem mâna pe el, nu avem cum. Păi da, dar ia vedeți că poate găsește poliția prin oraș. Poliția-l caută, dacă îl găsește, o să ne apeleze din nou și o să venim. Bine. Să rămână, bine. La revedere, te-am dat. Deci nu l-am găsit pe Ion Diloaica. Deci a avut noroc și de data asta. A simțit el ceva. Da. Prieten, Olga! Porca! Da. Vino și mănâncă aici să vezi ce ți-a făcut frate tău. Ce, s-a ars în cară? Da, ia ce? Uite de cum s-a ars. Da. Dacă ne-ai postat, ia uite s-a ars. Aaa, ce uite ea. Dar nu-i prea mult untură. Mără, nu e prea multă, că uleiul ăsta se mănâncă. Mam. Dar n-ai voie. Ce sărată e? N-ai voie. Dar tu știi ceva, că nu-l găsește pe Ion Dileaua? Cine nu-l găsește? Îl caută ăștia. Nu-l găsește miliția. Nu-l găsește. Îl caută cămașa de porță. Pe unde s-a dus? S-a dus să fură din magazine. Cred că. Da. E bună, de aici sărată. Merge acum, scuză. Nu știu două, trei. Nu prea ai voie mult. Dă-mi și mie o purculiță, Olga. Mai bine îți pun supă din aia, de două zile. Vrei? Dacă mănânci o parcurie, mănânci și eu. Olga! Da. Dacă mănânci tu, jur că mănânc și eu. Da, mănânc și eu. Dacă mănânci... carne din supă, nu vrei? Carne? Tăieței și carne din supă. Nu. Nu. Nu, mănânci tu prima. Ia, Bogdane.
Mănânci poc, Dani, supă de săptămână. Cum de săptămână? De 3 zile. Mănânci? Cât de la săpost? Dacă Olga zice că e bună, ce zici? Eu zic că e bună. E bună. Prieten. Ia vedeți, prieten, cum arată supa asta. Piciorul mă găsesc. Nu, eu nu iau. Da. Prieten, bă, pupăm. Asta este rânza care am făcut-o tocana, prieten. Vedeți? Asta e rânza. Uite aici ce e, frate. Uite aici ce e. Mamă, ce bună e. Tocană de rânza. Făcută de mine, de Leo de la Strehaia. Și uite, soră mai mănâncă ciorbă de 3 zile. Dar bună, că a fost la frigider. Păi stricată. E de găină de casă. De la unde e găină? Ia, mănâncă găină. E găină? E sau nu e? Uh-huh. Eu nu cred că e de găină de casă. Știu panii ce ai făcut. Ai băgat puiuțul ăla mic. Că e ce-i? Și nu e găina de casă. Bădi, e porța la soare, dorul. Pe bun am mâncat. Uite, uitați și rânza aici, prieteni. Asta e rânză. Dar s-au afumat rânzele, s-au făcut. Da, dacă nu făceai tu, cine-ți dădea rânza? Nina mea. N-aveai rânză. Vezi? Da. Ai făcut ai. Să dai la alții, nu să-ți dă alții ție. Să dă Dumnezeu să le dai tu toată viața lor cum le-ai dat. La toți. E un minut ceva? Aproape doi. Ok, vă pupăm, prieteni, vă sunăm după ce mâncăm. Gata, mâncăm, gata.